alături de mine colega mea Maria Coman, realizator Antena 3 CNN, dar și psiholog. Mulțumesc, Maria. Vreau să discutăm despre fenomenul acesta pe care mulți îl iau în râs. Spun că nu e ceva serios. S-a întâmplat, am văzut ieri 30 de copii care au ajuns la spital după ce un elev a dat cu spray-ul lacrimogen. Era victima bullying-ului. Cât de periculos este? Niciun cuvânt de la Ministerul Educației. Nimic. Liniște. Și fenomenul ia amploare. Și nici nu știu dacă ia amploare. Cred că este deja peste tot. Adică cred că în momentul în care vorbim noi acum, în toate școlile, sunt episoade constante și unele dintre ele foarte grave de bullying, la orice nivel. În școala gimnazială și în liceu, lucrurile sunt cu atât mai complicate. Iar ceea ce auzim noi ca adresare a acestor teme este în momentul de față doar că facem niște strategii și facem niște workshop-uri cu copiii și așa mai departe. În fiecare zi, cei care ar trebui să fie acolo cu copiii și să-i vadă și să vadă că se întâmplă ceva, că X a devenit mai izolat, că Y nu mai este prieten cu cei cu care era prieten înainte, ci s-a mutat spre un alt grup unde comportamentele nu sunt neapărat cele mai, să spunem, adecvate școlii și așa mai departe, asta nu mai observă nimeni. Explicații sigur că vom putea să găsim întotdeauna. Nu sunt consilieri școlari, nu sunt psihologi în școli, dar nu văd ce oprește să facă lucrurile astea. Adică să spunem de fiecare dată nu sunt, n-avem cu cine, n-avem cu cine, n-are cine, e destul de simplu, dar ar fi sunt și ușor de rezolvat. Învățători, mulți diriginți care nu văd problema. Când ai în clasă un grup care se transformă în grupul agresator, nu faci nimic, nu vorbești nimic. Pe de cealaltă parte, sunt părinții care spun, ei, e supărată că nu se joacă cu nu știu ce fetiță. Lasă că-i trece de la sine și nu trece. Și există acest pericol să vezi cum băiatul, aproape clasa 9, a scos spray-ul pentru că așa a crezut că se poate apăra după ce a fost agresat de 20 de colegi. Nu există niciun copil care a devenit bully, niciun adolescent care a devenit bully, nu a fost agresat la rândul lui. Nu a făcut asta pentru că așa i s-a năzărit lui. A fost agresat la rândul lui și de aici este și cercul ăsta vicios din care se poate ieși foarte greu. Un copil agresat, poate acasă, da? Devine agresorul celor de la școală. Cei de la școală, ca să se protejeze, devin și ei agresori la rândul lor și așa acest cerc se rostogolește și nu-l vede nimeni, că de fapt aici asta este problema. Da. În cyberbullying, de asemenea, noi nu știm ce se întâmplă în căsuțele lor de Instagram, WhatsApp, TikTok și ce mai folosesc, da? Dar cei acolo, dacă ajungi să afli, cumva te îngrozești, pentru că acolo lucrurile stau foarte rău. Și atunci, de la cine așteptăm salvarea? Sau, să înceapă cineva să conștientizeze că este într-adevăr un fenomen foarte grav, care mâine, poi mâine, putem să vedem tragedii. Putem să vedem tragedii pentru că să ne uităm la tragediile din afară, îmi pare rău să spun asta, dar cele mai multe dintre ele sunt pornite de aici, adică nu sunt pornite din altceva, sunt pornite exact din aceste fenomene. Că nu s-a întâmplat la noi până acum, este realmente doar o întâmplare. Ieri a fost un spray, mâine, Doamne ferește, va fi o armă albă. Pe de altă parte, tu ce faci într-un oraș în care copilul tău e în pericol? Îi dai sau nu un spray de protecție în care nu știi dacă poate să circule în siguranță pe stradă? Da, sunt multe probleme. Așteptăm și o reacție de la Ministerul Educației. Doamna Ligia Deca ștergea comentariile nefavorabile de pe net. Așa facem față cyberbullying-ului. Da.